De toate vreau să atrag atenția, dacă suntem online, asupra faptului că în prezent executivul a solicitat ca primul subiect de ordine de zi să fie întoarcerea 6 hectare în administrarea municipiului. Noi considerăm că aceste terenuri au fost preluate în mod, haideți să spun așa, abuziv. Să vedem cum votează consilierii municipali, că acolo se dedau un spectacol, sau numai de care. După ce am întors 2 hectare la circ, grădiniță, școala numărul 6, iată este și în premieră, întors un teren de 6 hectare municipalității. Tentativă, vedem ce fac consilieri. În fine, pe dumneavoastră v-am chemat cu un alt subiect, vroiam doar ca oamenii să urmărească ce aberație acolo se discută la CNC de către unii reprezentanți a unor așa numite partide politice democratice. Se pare că au intrat în cărtășii cu, cum numesc ei, cu mafie imobiliară sau știu ce. În fine, deci, noi v-am chemat pentru un alt subiect, este vorba despre o campanie pe care vrem să o inițiem la nivel de municipiu. Este vorba despre Marea Curățenie. Vrem pe parcursul zilelor, de sfârșit de săptămână, sâmbătă, uneori și duminică, pe parcursul unei luni să facem o campanie amplă cu implicarea tuturor celor interesați. Acum facem atât și la administrația publică centrală, și la mediul economic, și la organizațiile din domeniu sau grupuri formale și neformale care sunt antrenate în acest proces. Vrem să facem curat în capitală, și totodată să sensibilizăm asupra faptului că în acest context trebuie să fim toți cooperanți. Dacă vrem să fie curat, trebuie să menținem acest lucru. Oricât n-ar depune efort capitala prin regiile pe care le are, oricum, în momentul în care se aruncă gunoi în parcuri sau pe străzi, acest lucru devine un pic mai complicat. În fine, deci sâmbătă, începând cu ora 9, cu toți angajații primăriei și cu toate direcțiile, preturile, întreprinderile, ieșim la o mare curățenie în oraș. Pentru această sâmbătă am ales mai multe locații, neapărat voi comunica despre ele, dacă îmi permiteți. Aparatul primăriei, eu, viceprimarii, cabinetul, șefii de direcții se vor alătura pentru a face curat într-un parc care astăzi este în proces de renovare de la zero. Este vorba despre parcul la izvor. Este unul dintre cele mai mari parcuri din capitală, în care practic niciodată nu s-au investit surse financiare. Acolo este și partea unde au lucrările de reparații și amenajare, iar cealaltă parte unde nu sunt lucrări astăzi de amenajare, ne propunem să facem curat. Este un parc din inima Chișinăului și odată renovat va reduce din aglomerația celor două parcuri mari pe care le avem, Valea Morilor și Valea Trandafirilor, dar vă vom invita să vedeți la fața loc. Deci, la izvor vom fi și vă așteptăm pe toată lumea la intrarea centrală din parc la ora 9. În continuare, la ora 9, sâmbătă, pretura botanică, toată lumea va face curat în parcul Valea Trandafirilor, intrarea din parcul de distracții din strada Trandafirilor. Ciocana se va mobiliza în pădurea Parc Râșcani din strada Sadoveanu, colț cu Igor Vievă. Râșcani, parcul, strada Miron Costin, strada Florilor spre studenților și strada Calea Orheilor, studenților intersecției Florilor. Acțiunea comună cu sectorul Ciocana, parcul, strada studenților, strada Alecu Rousseau, pe tronsonul Nicolae Dimo, acolo unde sunt cele trei lacuri. Centru, parcul Valea Morelor, în perimetrul străzilor Lech Kaczynski, drumul viilor Tifan Baltă, Academiei Intersecției Drumul Viilor. Buiucani, pădurea Parc Butoiaș, intersecția Nicolae Costin Paris, pădurea Parc Butoiaș, din fața restaurantului Butoiaș. Deșeurile pe care le vom acumula vor fi evacuate la stația de transbordare din uzinilor. Primăria urmează să asigure toți participanții cu mănuși și saci pentru a strânge gunoiul. Ne-au întrebat oamenii dacă plouă. Dacă plouă, vom amâna pe altă dată, dar sperăm că timpul se țină cu noi.
Și venim, repet, cu un apel către toate absolut instituțiile statului, organizațiile neguvernamentale, asociațiile obștești, toți doritorii, locuitorii municipiului Chișinău, cei care vor să se alăture de noi în această campanie, să facem orașul mai curat, să vină, să facem acest lucru împreună. În continuare vom anunța orarul săptămânal, unde vom merge, vrem să ajungem și în cursele brocurilor locuit, cu efortul locuitorilor municipiului Chișinău, despre acest lucru vom vorbi pe parcurs. Asta este pe de-o parte. Partea, cred eu, una pozitivă și, cred eu, una de mobilizare. Acțiunile de salubrizare le organizăm pentru a ne mobiliza să facem curat. Dar, totodată, este un regulament aprobat recent cu privire la salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău și vrem să vă anunțăm în continuare că cei care vor face murdărie vor fi sancționați. Eu rog domnul viceprimar, domnul Liceban, dacă este posibil, să ne spuneți câteva cuvinte la acest capitol. Sancțiunile sunt destul de dure și credem că nu ar trebui să fie aceste tentații în continuare. Mulțumesc, domnul primar. Lângă faptul că organizăm curățenia în parcuri și vom face această curățenie, este important ca să menținem ordinea în continuare. Astfel, noi am aprobat recent un regulament de salubrizare și menținere a curățeniei în oraș, în vederea respectării acestui regulament. După ce vom efectua curățenia în parcuri, noi vom plasa panouri informative prin care vom aduce la cunoștință cetățenilor despre amenzile care pot fi și vor fi aplicate locuitorilor care aruncă gunoi în parcuri. Astfel, în prezent lucrăm la un concept nou de consolidare a structurilor agentelor constatatori care vor aplica amenzi. În prezent sunt aplicate puține sancțiuni. Noi insistăm asupra acestui fapt ca sancțiunile să fie să crească, să fie mai multe și în așa fel vom preîntâmpina dezordinea în parcuri. Pentru că dacă nu noi o să facem ordine de fiecare dată, însă dacă nu o să menținem locuitorii, noi de fiecare dată o să avem de evacuat sute și sute de saci de gunoi. De aceea, noi vom veni cu acest concept și vom sancționa dur persoanele care aruncă gunoi în parcuri. Sancțiunile în alte părți, nu doar în parcuri. Da. În străzi, parcuri și în locurile publice. Sancțiunile pentru aruncarea gunoiului în locuri nepotrivite sunt pentru persoane fizice de la 900 la 1800 de lei. Pentru persoane juridice de la 3000 la 9000 de lei. Astfel, după cum vedeți, sunt sancțiuni destul de mari și noi în regulament am indicat expres fiecare caz care poate fi sancționat. Astfel am prevăzut absolut toate și avem toate condițiile pentru aplicarea acestor sancțiuni. Noi, în cazul dat, venim cu o prevenire acestor fapte, însă, dacă în continuare nu vor fi respectate regulile, noi vom aplica aceste sancțiuni foarte dure. Mulțumesc mult, domnul viceprimar. Și în continuare, vrem să știți că această lună o vom dedica pentru salubrizarea, cum spunem noi, Marea Curățenie. Chemăm și primăriile din suburbiile capitalei să vină cu acest demers, să fie toată municipalitatea implicată în acest proces. Iar peste o lună ne propunem următoarea campanie de înverzire a municipiului Chișinău. Este vorba despre plantarea arborilor, arbuștilor și vom veni cu un concept detaliat în această privință. Noi, cu certitudine, vom întoarce Chișinău în faima de oraș verde. Acum întrebări, dacă sunt. Lucrările la scoarul Mihai Eminescu sunt practic în termen, așa cum a fost stabilit, până pe 14 octombrie trebuie să fie finalizate. Pe o bună parte a porțiunii acestui scoar deja este instalat pavajul, sunt trase toate comunicațiile, va fi fiecare copac irigat, ceea ce este foarte important. Am văzut diferite opinii în spațiul public referitor la tăierea celor copaci care au fost în scoar.
Vreau să vă comunic următorul lucru. Primăria, spațiile verzi, nu are intenții și n-a avut, nu va avea intenții să taie ceva ce este viu și bun. Avem toate actele în acest sens și oamenii se revoltă atunci când un copac cade peste mașină sau, nu dă Doamne, peste cetățenii noștri, ceea ce tot s-a întâmplat. Am avut și cazuri letale în această privință. Deci, avem chiar în scoar exemplu când a fost un copac căzut în această privință. Deci, vom avea grijă ca zonele noi reabilitate, pe de o parte să fie replantați copacii, pe de altă parte să creăm condiții în asemenea fel încât cei care le pasă nu doar de aspectul copacului, dar și de umbră, să aibă și această posibilitate. Vom găsi soluțiile, credem noi, bune în acest sens. Foarte multe proiecte urmează să fie finalizate în luna octombrie și vă vom invita pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă ați avea această dispoziție și dorință, să veniți la un fel de inaugurare, fără panglică roșie, fără nimic. Dumneavoastră ați menționat că cei care vor face mizerie vor fi sancționați. Cine va monitoriza dacă vor face și mizerie și cine va pedepsi? Nu, nici prima dată, e posibil. Deci, conform conceptului nou care noi îl prezentăm în elaborare, ne dorim ca să fie create structuri separate în cadrul preturilor, care vor fi responsabili, deci agenți constatatori, profesioniști, care vor monitoriza și vor patrula zilnic parcurile locurilor publice și străinile. Și în cazul în care vor identifica persoane care fac dezordine, să fie sancționați. Noi ne propunem ca să fie echipați în modul corespunzător, să fie vizibil că sunt agenți constatatori, ca exact așa cum sunt polițiștii în stradă, și eventual posibil să și vom crea echipe mixte din agenți constatatori din cadrul preturilor, cât și echipe de patrulare a poliției. Avem o discuție foarte bună cu Ministerul de Interne, am discutat cu domnul ministru acest aspect și respectiv vrem să implementăm acest fapt. Posibil să instalăm și camere de luat vedere acestor agenți constatatori, deoarece este foarte complicat să vii cu suport probatoriu, demonstrezi că persoana în acea secundă a aruncat în locul nepotrivit un anumit deșeu. Astfel, examinăm și acest aspect ca să fie dotați cu camere de luat vedere. Vor apărea mai multe urme de gunoi în oraș, că sunt unele transoane care acestea nu sunt. Cu certitudine, da? Vor apărea, însă noi nu trebuie să punem la fiecare scaun câte două urne. Trebuie să fie urne suficient, însă nu aglomerate, pentru că cetățeanul, la momentul când are acel chiștoc, să-l arunce imediat apropie. Ține și de cultura noastră. Sunt orașe, apropo, în care practic nu găsiți coșuri de gunoi, dar în care este curat. Pentru că oamenii nu își permit să facă murdării sau sunt amenzi foarte dure. În Asia, în general, sunt amenzi atât de usturătoare în acest sens. Oamenii s-au obișnuit să-și ia punguța. Dar noi vom crea aceste condiții. Evident că nu vom pune la fiecare cetățean câte urmă să umble de urma lui. Dar condițiile vor fi create. Ele și acum în prezent, noi avem un proiect foarte mare pe partea de deșeuri. Și managementul deșeului, chiar astăzi am discutat cu Ministerul Finanțelor un proiect amplu pe care îl putem realiza. Vom vedea cum putem acționa împreună în acest sens, împreună cu Guvernul. Va fi bine. Vreau să vă întreb despre lucrările spitalele de fapt, care în ce etapă suntem și cum decurg. Suntem în termen și toate lucrările decurg conform planului. Am văzut ieri diferite interpretări. Eu am un mesaj către tot felul de specialiști. Haideți să lăsăm specialiștii să se ocupe de lucrurile respective. Pentru că este bine că experții din Facebook, unul veterinar, altul deci pedagog, se expun despre nemijlocit calitatea drumurilor și cum trebuie să fie făcute drumurile. Pentru astfel de situații, recomand totuși consultarea specialiștilor în domeniu. Profesorii de la Universitatea Tehnică, catedra respectivă, drumarii, nu tot felul de experți de prin Facebook. Și asta rog să facă și instituțiile medie. Rugăm foarte, foarte insistent. Dacă aveți întrebări la noi,
puneți aceste întrebări și noi vom răspunde cu certitudine, vom face comentarii de rigoare, dar vă rugăm să avem o abordare în acest sens profesionist. Noi când greșim și se întâmplă, noi recunoaștem și singur plasăm toate informațiile în spațiu public, inclusiv cu acțiunile ce urmează să fie întreprinse în acest sens. Pentru că domnul viceprimar, foarte scurt, poate să vă spună despre situația cu schimbatul țelilor nemijlocit în această privință, că nu se putea altfel. Și avem confirmare și la profesorii universitari. Dacă e nevoie, suplimentar, poftim, telefonați pe domnul Bejan sau pe ceilalți, oameni foarte respectați în domeniu, dar nu facem baba pres și spunem lucrurile care de fapt nu corespund realității. Domnul viceprimar, dacă puteți face o scurtă. Da, domnul primar, noi ieri, în jurul orilor 16, m-am plasat împreună cu profesorul universitar din cadrul Universității Tehnice din Moldova, deoarece a fost un subiect foarte intens abordat și inclusiv în mass media. Dumnealui a confirmat că reieșim din condițiile extrem de complicate, deoarece acest pod trebuie să fie menținut o distanță de 5 metri conform normativelor. Astfel, pentru a instala aceste țeli, era important de a veni cu cote extrem de fixe și bine stabilite și acest lucru poate fi făcut doar când se aplică primul strat. Deoarece, în momentul în care noi vrem să creăm o declivitate, în așa fel ca apa să nu vină în partea opusă, dar să ducă în partea râului B, noi schimbăm declivitatea drumului respectiv și schimbăm și distanța față de pod. În așa fel a fost luată decizia, împreună cu agentul economic care are specialiști și care execută lucrări în acest tronson, specialiști în cadrul Direcției Transport și alți experți care au fost implicați, deoarece 3 sau 4 zile au fost la fața locului și au examinat fiecare opțiune posibilă. Și asta a fost cea mai corectă și bine gândită. A fost aplicat primul strat, s-a pus declivitatea necesară, după care urmează a fi instalată aceste țevi sub un unghi posibil. Fiecare centimetru contează în acest proces. Dacă țeava e pusă într-un unghi greșit, apa nu va putea fi transportată în râul B și respectiv vom avea în continuare inundații. Noi ne dorim inundații să nu avem, să avem o stradă bine reparată. De ce a fost luată această decizie și este argumentată inclusiv de 13. Dar, repet, se întâmplă că mai și greșim. Suntem oameni, în regii lucrează oameni, nu putem să-i monitorizăm pe toți 24 din 24. Și atunci când greșim, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, recunoaștem public acest lucru și poate chiar o scoatem noi în evidență, ca să înțeleagă oamenii că pot fi și penalizați ca și instituții, dar și ca și persoane care se implică în mijlocit conform competențelor profesionale. Altceva? Săptămâna trecută noastră s-a anunțat că veți oferi un ajutor celor mai triști ca noi, vorbesc despre persoanele sociale vulnerabile, care au spus că vor primi ieri. A fost el deja identificate când vor fi date aceste lucruri? Este un proces, deci noi mergem pe formula ca să ajutăm aceste persoane în perioada rece anului, acum nu este nevoie, sigur că vor fi făcute aplicațiile respective, atât pentru suburbii cât și pentru municipalitate, am vorbit de minim 500 de familii în acest sens. Urmează să fie determinate, există mecanismul specificat în programul municipal și cu certitudine. Vom merge împreună la unii dintre ei, dacă vă doriți acest lucru, atunci când vor fi donate aceste lemne. Da. La cuvântul la Bulai, când ne ținem este și domnul angajații ies și în weekend scolar. Vedeți, dacă problema rămâne, din ce cauză? Nu se ajunge angajați. Sau nu se reușește să intervine? Bine, se lucrează și în weekend. Am discutat despre aceste lucruri în fiecare ședință cu pretorii și atenționam asupra acestui fapt. Este un flux de oameni mult mai mare în weekend, de obicei, în parcurile și zonele publice din municipiul Chișinău. Oamenii ies în aer liber. De asta și volumul este mai mare. Vom îmbunătăți și calitatea acestui serviciu pe viitor. Vreau să spuneți dacă plăcutele capitale vor muta gunoiștile neautorizate din capitalul orașului? Noi, practic, nu prea avem gunoiști neautorizate pe teritoriul orașului. Cele care au fost, multe din ele le-am lichidat. Cele care le identificăm spontan, că există și astfel de lucruri, că omul își face reparații la întreprindere și vine și aruncă tot într-o zonă de parc sau într-o zonă mai puțin vizibilă,
Dacă îi prindem de mână, cu certitudine vor fi sancționați. Dar dacă sunt astfel de semnale, avem și portalul eu.chisinau.md pe partea de management a deșeurilor, adică colectarea, nemijlocite, salubrizarea. De obicei se intervine foarte prompt, de la 3 până la 10 zile, dacă avem situații foarte complicate, mă refer dacă sunt tone de gunoi, dar în ultima perioadă așa ceva nu a fost practic identificat. Și dacă să ne spuneți că în capitolul vorbim să arate poșuri de gunoi cu sortarea deșeurilor, dar avem o zi în care poate să sortez, dar este un proiect. Este un proiect, mai mult decât atât, vreau să spun că este și astăzi în procedură de achiziție a diferite platforme pentru a fi gunoiul sortat. Dar, repet, vom veni cu detalii ulterioare pe parcursul lunii octombrie, după ce finalizăm toate procedurile cu Ministerul de Finanțe și Ministerul Agriculturii. Și sper că nu avem deviații și vom aproba în Consiliu un proiect mare de 23 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în capitală, în suburbii, în regiuni în general. Atât. Vă mulțumim mult și vă spunem o zi bună. Ce-a făcut? Au votat PSD sau n-au votat? Cine știe? N-au votat? Nu știu. Vă zi frumoasă să vă zi bună!